sunt foarte multe și numărul de apeluri crește. Noi încercăm fiecare situație care este raportată nouă să o tratăm cu maximă atenție. Este adevărat că soluții pe care le vom găsi noi pot să dureze în timp. Adică în deocamdată nu avem soluții. În paralel și misiunile găsesc soluții pe loc. Soluțiile pot fi diferite. De la un mini pachet de produse alimentare care pot să ajute o familie să se alimenteze în această perioadă, până la soluții de cazare temporară, până când este găsită o soluție. Dar repet, nu aș face din aceasta o regulă generală, pentru că condiția și situația care ne sunt comunicați sunt foarte diferite ca aspecte. Am înțeles. Două întrebări foarte scurte, dacă puteți să ne dați cifre. În primul rând, câți moldoveni deja au venit? Câți am adus până acum din momentul instaurării stării de urgență în țară? Și câte cereri aveți acum în așteptare? O să vă dau o cifră. În două săptămâni, 2500 de persoane au venit în țară. În mare parte fiind ajutate de către misiuni diplomatice din afara țării. Deci asta este cifra la care noi ne referim, o avem în detalii, o am și aici la mine în mapă, fiecare în caz în parte este contabilizat și vreau să vă spun că multe în aceste cazuri au costat eforturi colosale în Ministerul Extern pentru a fi găsite. Da. Câți sunt pe lista de așteptare în acest moment? Eu înțeleg că lista se actualizează zilnic, dar în acest moment se actualizează, este iarăși de câteva mii de persoane. Câteva mii, cam câte? Crește undeva vreo 5-6 mii de persoane. Cât timp ne va lua? Iată, pe aceste 5-6 mii să-i aducem acasă. Cifra diferă de la o oră la altă. Noi colectăm aceste informații în regim viu. Înțeleg, practic. Domnule Țulea, eu m-am uitat că pe zi cel mult 4 curse charter sunt autorizate să vină de această comisie. 5.000 de oameni, în cât timp putem să-i aducem? Nu pot să vă spun, depinde de decizia comisiei. Eu înțeleg, vreau să fim foarte, nu mai avem timp, dar vreau să fim foarte realiști. Oamenii nu trebuie să aibă așteptări. Trebuie să fim sinceri că ei să înțeleagă. Eu cred că aceste decizii ale Comisiei Situații Excepționale vor ține cont de presiune care putea să apară în societate legată presiune pe sistemul medical. Sunt multe aspecte care trebuie luate în considerație. Din păcate, noi nu avem acum mecanisme să plasăm acești oameni în carantină, care o soluție care de multe ori este recomandată inclusiv și de către experți. Deci păstrăm regimul normal de autoizolare. Sperăm foarte mult că oamenii își dau seama de cât de gravă e situația și că trebuie să stea acasă. Dar aspectul revenirii este problematic și din punctul de vedere că am avut cazurile de import a virusului din alte țări. Da. Deci sunt foarte multe aspecte care sunt luate în considerație atunci când lăsăm un anumit număr de cetățeni să intre în țară. Înțelegem cât de important este să oferim posibilitate lor să revină în țară. Dați-ne o perioadă. Cât timp trebuie să aștepte oamenii? Oamenii ăștia trebuie să-și programeze, înțelegeți, niște bugete. Pe cât timp ei să se gândească că trebuie să le ajungă bani, să aștepte până ajung în țară. În momentul când a fost adoptat hotărârea comisiei și urmarea analizelor care noi ne propunem să o facem până luni la prima oră, o să avem o cifră exactă pe țări de cetățeni care ar fi gata să zboare în orice minută în Republica Moldova, dar aprobarea zborului va ține de comisie și mie mi-e greu acum să vă spun exact când vor fi aprobate aceste zboruri. Într-o lună, credeți că reușim să aducem pe cei care vor, până la acest moment care s-au înscris? Probabil că da, dacă mă întrebați la modul general ce se va întâmpla mai exact, nu aș putea să vă spun concret. Prieteni, TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova.